La 16 decembrie a izbucnit un protest în Timișoara ca răspuns la încercarea guvernului de a-l evacua pe pastorul reformat Laszlo Tőkés. Pastorul făcuse recent comentarii critice la adresa regimului în mass media internațională, iar guvernul a considerat că a făcut declarații antiromânești. La cererea guvernului, episcopul său l-a revocat din post, privându-l astfel de dreptul de a locui în apartamentul la care era îndreptățit ca pastor. Enoriașii s-au adunat în jurul casei sale pentru a-l proteja de hărțuire și evacuare. În același timp, mulțimea crescuse amenințător și de vreme ce Petre Moț a refuzat să-și confirme în scris declarația împotriva evacuării pastorului, mulțimea a început să scandeze sloganuri anticomuniste. Au fost oprite tramvaie în piața Sfânta Maria, de pe care s-au ținut discursuri anticomuniste de către poetul Ion Monoran, Daniel Zăgănescu, Laszlo Borbély. O coloană de demonstranți s-a deplasat spre Consiliul Județean Timiș pentru a discuta cu autoritățile. La 19:30, protestul s-a extins, cauza inițială trecând în planul secund. În consecință, forțele de miliție și ale securității au intrat în scenă. Unii protestatari au încercat să pătrundă în clădirea care găzduia Comitetul Județean al Partidului Comunist Român, PCR. Securitatea a răspuns cu gaze lacrimogene și jeturi de apă, în timp ce miliția a recurs la forță și la arestarea multora. Ei s-au mutat în jurul Catedralei Mitropolitane și au plecat într-un marș de protest prin oraș, fiind din nou confruntați de forțele de securitate. Până dimineață, majoritatea protestatarilor vor fi arestați de către forțele de represiune. Protestele au continuat în ziua următoare, 17 decembrie. Protestatarii au intrat în Comitetul Județean și au aruncat pe fereastră documentele partidului, broșurile de propagandă, scrierile lui Ceaușescu și alte simboluri ale puterii comuniste. Armata a eșuat în încercarea sa de a restabili ordinea, reușind să transforme Timișoara într-un infern. Focuri de armă, victime, lupte de stradă, mașini în flăcări, taburi care transportau forțe de securitate în armate și tancuri. După ora 20 se trăgeau focuri de armă din Piața Libertății până la Operă, inclusiv în zona podului Decebal, Calea Lipovei și Calea Girocului. În dimineața zilei de 18 decembrie, centrul Timișoarei era păzit de soldați și agenți de securitate în haine civile. Primarul Petre Moț a cerut o adunare a partidului la universitate cu scopul de a condamna vandalismul zilelor precedente. De asemenea, a decretat legea marțială, interzicând populației să circule în grupuri mai mari de 2 persoane. Sfidând interdicțiile, un grup de 30 de tineri au înaintat spre Catedrala Ortodoxă, unde au fluturat drapele tricolore, din care tăiaseră stema comunistă. Așteptându-se să se tragă în ei, au început să cânte Deșteaptă-te române, un vechi cântec patriotic care fusese interzis din 1947. Într-adevăr, s-a tras asupra lor, unii dintre ei au murit, alții au fost răniți grav, în timp ce unii au avut norocul să scape. Să nu uităm, dragi prieteni, să cinstim și să iubim România în fiecare zi. Acest proiect este realizat cu sprijinul Guvernului României prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.